Românii sunt atrași în principal de salariile din străinătate. Pot lucra în agricultură, în sistemul sanitar sau în prestări servicii. Cei mai interesați să plece la muncă peste hotare sunt tinerii. Eu sunt la o pozițială de astăzi medical și aici, sincer, nu știu cât de repede să prind un post aici, în țară. Asistenți medicali sunt și acolo, se caută și acolo. Da, am văzut la televizor un reportaj cu asta. Da. Ce v-ar atrage să munciți în străinătate? De ce? Păi, în primul rând, salariu. În Danemarca, de exemplu, sunt oferite 75 de locuri pentru lucrători în agricultură. Sunt însă câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă cunoștințe medii de limba engleză și să reziste la muncă fizică. În mod normal se lucrează între 25 și 37 de ore săptămânal, dar numărul lor depinde și de condițiile meteo. Munca poate începe la 4 dimineața. Locuri de muncă disponibile sunt și în Norvegia, peste 250 în domeniul hotelier. Cei care nu cunosc nicio limbă străină nu au însă nicio șansă de reușită. Angajatul perfect pentru străin trebuie să aibă maximum 45 de ani și să cunoască la perfecție limba engleză. Asta pentru că va trimite un CV în limba engleză a angajatorului. Acesta va fi primul criteriu de selectare. Mai apoi trebuie să știți că, de exemplu, norvegienii caută ghizi turistici. Aceștia trebuie să cunoască cel puțin 4 limbi străine. Locuri de muncă disponibile sunt și în Germania în diverse domenii de activitate, iar salariile sunt destul de atractive. Spre exemplu, un asistent medical poate primi până la 2000 de euro pe lună. Paleta de meserie este foarte largă, în sensul că se caută îngrijitori la domiciliu, bătrâni, medici, asistenți medicali, sudori, mecanici, mecatroniști, electroniști, electriciani, șoferi de autocamion, deci șoferi profesioniști, stivuitoriști, specialiști în domeniul gastronomic, programator, inginer soft, inginer de proiectare. Este obligatoriu ca fiecare candidat să își înregistreze online CV-ul. Detalii despre locurile de muncă se pot găsi pe site-ul eures.anofm.ro.